Ofițerul de presă de la FC Ceahlăul, Gelu Crăcană, va lansa la finele săptămânii viitoare, mai exact pe data de 17 octombrie, cea de-a patra carte dedicată istoriei clubului de fotbal din Piatra Neamț. Evenimentul va începe la ora 16:30 și se va desfășura la Muzeul Constantin Grigoriu, din incinta stadionului municipal. La această lansare, prezentată de profesorul Lucian Strochi, vor fi invitați foști jucători, antrenori și oficiali ai clubului FC Ceahlăul. Am petrecut multe nopți aici în birou, chiar am adormit și pe tastatură, dar a fost o mare plăcere din partea mea, pentru că istoria Fotbal Club Ceahlăul nu prea, cum să spune, o scrie oricine, ci doar unul care îi place și evident unul care iubește această echipă. Ăla sunt eu. Cea de-a patra carte a lui Gelu Crăcană se numește Ceahlăul și Aba și vorbește despre cea mai grea perioadă din istoria clubului petrean, anii 2004-2012, perioada în care echipa de la Poalele Petricicăi a retrogradat de mai multe ori în eșalonul inferior. Perioadă foarte, foarte grea pentru clubul Ceahlăul, o perioadă în care au venit și au plecat foarte, foarte mulți antrenori și foarte, foarte mulți jucători. Au venit președinți de cluburi, au venit, eu știu, vicepreședinți, toți au venit, toți au plecat, dar această carte îi pomenește, ca să zic așa, ce au făcut fiecare de-a lungul timpului. În cei 8 ani de zile, cartea reprezintă 8 ani de zile din viața clubului nostru de fotbal. Ceahlăul și Aba este cea de-a patra carte dedicată istoriei clubului FC Ceahlăul, scrisă de Gelu Crăcană, pe lângă FC Ceahlăul 90 de ani de la înființare, file din istoria de aur al Ceahlăului și Cupa UEFA Intertoto 1995-2004.